Astăzi vom face un storciac, celebru storciac de sturion. Noi avem sturion, dar sturionul nostru este de acvacultură pentru că nu mai avem voie să-l prindem. În schimb, storciacul este o ciorbă care aparține localității Sfântul Gheorghe. Ea a fost, de acolo a plecat. Astăzi se face prin toată țara și are diferite denumiri. Denumirea corectă este storciac, nu storciag, nu starciac, nu... Astea sunt povești. Denumirea corectă este storciac și se face în Sfântul Gheorghe. Este o amestecătură, un mix de ciorbe ucraineană și o ciorbă adusă de ciobani. Pe vremuri, cu transhumanța, ciobanii au venit în Sfântul Gheorghe și s-a creat acest mix care astăzi se cheamă storciac. Denumirea nu știu de unde vine exact. Am auzit o glumă la un moment dat că storceac ar veni de la stor, care înseamnă sturion, și ceac, care înseamnă cegă, este o tâmpenie. Denumirea vine de demult, este o ciorbă ucraineană din Sfântul Gheorghe și noi astăzi o vom prezenta așa cum se face, fără ouă, în primul și în primul rând. Avem ingredientele aici, peștele în primul rând, este păstrugă, cartofi, ardei, morcovi, ceapă, albitură, aici este țelină, pătrunjel, păstărnac, smântâna cu leuștean și zerul, care este foarte, foarte important. Da, și bineînțeles, nelipsitul elixir al tinereții, care este vodka. Sănătate! O să începem operațiunea. Se pun legumele, morcovii, ceapă. Și acum așteptăm să dea în fiert. Pentru vreo 10-15 minute, în funcție de puterea focului. Acum punem ardei. Și cartofii. Să dea în fiert, după care punem peștele. Da, și între timp, conform tradiției, bucătarul face, da, alimentar. Salatare. Acum o să punem peștele în ciorbă. Peștele care a fost dat cu un praf de sare ca să-i dea gust. Îndulcit, așa se spune la noi. Și acum adăugăm zerul și storceacul nostru este aproape de final. Am transferat ciorba din ceaun în această oală pentru că ceaunul l-am folosit afară și era plin de funingine. Tocmai bine pentru că s-a răcit și putem să o dregem. Dreptul se face cu o smântână și cu leuștea. Acum am pus puțină zeamă în smântână pe care o amestecăm bine, 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 bine. Deci să ca
să... Se amestecă acum. Dacă vreți să simțiți gustul sociacului veritabil, vă aștept la Sfântul George.